De 3 zile de sărbătoare a avut parte comunitatea maghiară la sfârșitul săptămânii trecute. Zilele maghiare Băimărene Föter Festival 2014, ajuns la cea la noua ediție anul acesta, a oferit publicului momente inedite în ciuda vremii mohorâte. Prima zi a evenimentului a debutat cu spectaculoasa paradă compusă din călăreții și căruțașii din Coltău, membrii trupei Vanda din Mișcolț, pe piciorange, dansatori populari din Coltău și dămăcușeni, cercetași, elevi, profesori ai liceului teoretic Nemet Laszlo, ai școlii generale Nicolae Iorga, reprezentanți ai organizațiilor civile, voluntari și participanți la Föter Festival. După deschiderea oficială a urmat dezvelirea pietrelor comemorative a patru mari pictori ai școlii Băimărene de pictură. Dacă anul trecut s-a inaugurat piatra comemorativă în memoria celui care a înființat școala de artă băimăreană, Holoși Simon, anul acesta tradiția a continuat cu încă patru nume mari, Ferenci Caroi, Reti Ișvan, Ivani Grünwald Bela și Torma Ianoș. Aceste pietre din bronz puse în trotuarul centrului vechi reprezintă o amintire discretă în memoria celor care au înființat și au dus mai departe școala de artă băimăreană și îmi doresc aici să fie cât mai devreme și statuia lui Holoși Simon. Seria de evenimente a continuat cu un concert susținut de trupa Berena. Binecunoscuta trupă din Baia Mare a interpretat melodii populare tradiționale moldovenești și ale ciangăilor. Trupa Vaga Banda din Mișcolț a revenit în centrul vechi cu jonglării cu focul, cu lanțuri rotative cu foc, cu bastoane de foc și alte instrumente cu care a impresionat publicul. Seara de vineri s-a încheiat cu un concert extraordinar de muzică alternativă susținut de formația Chic Zenekar din Ungaria. Cea de-a doua zi a festivalului a fost bogată în evenimente, concursuri și activități pentru toate categoriile de vârstă. Centrul vechi a devenit loc de joacă pentru cei mici, dar și loc pentru tinere talente, atât la desen, pictură, cât și cele de interpretare instrumentală și vocală sau cele de gastronomie. Iubitorii de sport s-au întrecut în meciuri de basket, role sau ciclism. Consiliul elevilor Liceului Teoretic Nemet Laszlo a organizat un concurs amuzant, îndrăznește și câștigă, cu diverse probe. Cea mai bună tocăniță de cartofi a fost evaluată de un juriu extrem de exigent, atent la fiecare ingredient. La lăsarea serii, în mijlocul centrului vechi al orașului, a fost aprins un foc imens de tabără, în jurul căruia cercetașii din Baia Mare, alături de viitorii cercetași din Sighetul Marmației, Câmpul Lung la Tisa, Dămăcușeni, Arduzel, Colteu și Sein, au interpretat cât un moment din viața de cercetaș. Cei din Baia Mare au arătat publicului diferența dintre un copil dependent de telefon și calculator față de cei care activează într-o tabără. Din Sighetul Marmației au oferit publicului un reportaj despre viața de cercetaș, iar cei din Câmpul Lung la Tisa momente din tabără. Viitorii cercetași vor depune jurământul la începutul lunii octombrie. Cea de-a doua zi a Föter Festival s-a încheiat cu un concert extraordinar oferit de formația Bikini din Ungaria, care în ciuda ploii a adunat mii de spectatori. Befolyásolja a memóriáját. Igen. És milyen módon befolyásolja a memóriáját? Nem emlékszem. Szóval elfelejtette. Mégis, tudná egy példát mondani valamiről, amit elfelejtett? Hány?
În cea de-a treia zi de festival, vremea nu a ținut cu comunitatea maghiară, dar în ciuda ploii torențiale, toate programele au fost respectate în tocmai fie în sala Teatrului de Păpuși, fie pe scena mare, doar meșteșugarii fiind nevoiți să strângă mărfurile expuse. Cei mici au făcut construcții interesante din piese de Lego în holul Teatrului de Păpuși și au urmărit cu interes piesa de teatru Tobias și Kelemen. Elevii claselor primare a Școlii Generale Nicolae Titulescu și-au expus lucrările de desen pe scena mare. Activitățile de meșteșugare au continuat și duminică în corturi, ce circa 40 de componenți ai corului de tineret Scolari Vulina și-au prezentat programul la scena mare, iar cei câțiva zeci de telespectatori au urmărit cu entuziasm programul oferit sub umbrele. Școala altfel a fost tema talk show-ului oferit de directoarea liceului teoretic Nemet Laslo cu directorul colegiului unitar Ianoș Jigmond din Cluj-Napoca, urmat de un spectacol de dansuri populare oferit de dansatori din Coltău, Dămăcușeni, Arduzel și Sighetul Marmației. Formația de dansuri din Sighet, alcătuită din 7 perechi, a impresionat publicul cu dansuri populare sătmărene. Programul extraordinar al formației de dansul populare din Cluj-Napoca a făcut publicul și dansatorii județeni să continue dansul în holul Teatrului de Păpuși, acompaniați de formația Berena. Zilele maghiare băimărene s-au încheiat cu decernarea premiilor pentru câștigătorii concursurilor festivalului. Ediția asta a fost nou, că tot spațiul, centrul vechi a fost al nostru, putem să-l folosim. Dat fiindcă s-a închis circulația în centrul vechi, toată piața a devenit pietonală și ne-am putut bucura de acest spațiu minunat. Anul acesta am invitat două formații celebre din Ungaria, până acum doar una. O formație importantă a venit să concerteze la Feder Festival, acum Csíkszentmihalyi și formația Bikini au fost principalele atracții ale festivalului. Prin participarea tot mai amplă la eveniment a reprezentanților din toți Maramureșul, zilele maghiare băimărene tind să devină încet, încet un eveniment de rang județean.